Poliția locală a verificat 5 magazine, iar în 2 a găsit expuse spre vânzare produse alimentare, cosmetice, produse de uz casnic și igienă personală, dar și dulciuri și sucuri, mărfuri care nu aveau specificat termenul de valabilitate, ori aveau termenul de valabilitate expirat, unele chiar din anul 2010. Polițiștii locali, în cadrul Direcției de Poliție Locală Buzău, Serviciul Ordine și Liniște Publică și Compartimentul Control Comercial, au acționat în data de 5 decembrie 2017 pe raza municipiului Buzău, în vederea prevenirii încălcării legii 12 din 1990 de publicat, privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite. Cu această ocazie au fost verificate 5 societăți comerciale, iar 2 dintre acestea au fost sancționate contravențional, în conformitate cu prevederile legii 12 din 1990 republicat, articolul 1, litera D, pentru expunerea spre vânzarea mărfurilor, fără specificația termenului de valabilitate, ori cu termen de valabilitate expirat, și litera G, pentru omisiunea întocmirii și afișării de către operatorii economici a prețurilor. Urma verificărilor efectuate de polițiștii locali, s-au constatat că unele produse erau expirate din anul 2010. Exemplu, produse alimentare, produse cosmetice, produse de uz casnic și igienă personală, dulciuri, sucuri. Amenda pentru astfel de fapte este cuprinsă între 2.000 și 20.000 de lei. Valoarea sancțiunilor aplicate au fost în valoare de 6.000 de lei, iar mărfurile expirate au fost ridicate în vederea confiscării. De asemenea, valoarea bunurilor confiscate a fost de 3.349 de lei. Polițiștii locali recomandă cetățenilor să-și aleagă cu atenție locurile din care își pot procura produsele alimentare pentru a nu fi predispuși îmbolnăvirii.